Pe 24 iulie 2024, la Târgu Mureș, a avut loc semnarea scrisorii de intenție între Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Centrul de Excelență în Medicina Militară al NATO. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat că România este prima țară care invită echipele de evaluare să evalueze partea civilă a sistemului de urgență, respectiv UPU, SMURD, serviciile de ambulanță și altele, menționând că județul Neamț este al doilea după Mureș, care va fi evaluat din acest punct de vedere. Joi, 25 iulie, o astfel de evaluare se desfășura deja la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț, dar și la Serviciul Județean de Ambulanță Neamț. Scrisoarea se semnează între Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Centrul de Excelență Medico-Militară NATO, care are sediul la Budapesta și care noi îl prescurtăm și zicem MILMECIOI, Military Medicine Center of Excellence, care domnul colonel dr. Laszlo Fazekas este comandantul acestui centru sau directorul acestui centru. Colaborarea noastră cu centrul respectiv este una veche, a început de mai mulți ani, prin exerciții, participarea la exerciții, participarea la pregătirea personalului, partea cea mai nouă. Partea de evaluare medicală a sistemului de urgență din punct de vedere al NATO. Medeval, se numește NATO Medeval. Aici noi evaluăm structurile de urgență să vedem dacă respectă standardele NATO. De regulă, acest lucru până acum s-a făcut numai la serviciile medicale militare. Pentru prima dată, România este prima țară care invită echipele de evaluare să evalueze partea civilă a sistemului de urgență și să înceapă să evalueze UPU-urile, SMURD-ul, pe toate părțile, ambulanțe, elicoptere, avion, etc., și serviciile de ambulanță. În prima fază am pregătit acum câteva luni un număr, chiar anul trecut a fost această pregătire, un număr de evaluatori, ca să putem să facem această evaluare chiar la nivel de România. Prima evaluare a avut loc deja la Mureș ieri și alaltă ieri. Au început deja prima vizită. Prima vizită este direcționată către Mureș, UPU, SMURD, ambulanță, care deja s-au făcut. Și deja echipa de evaluare a plecat astăzi la Neamț. Neamț fiind al doilea județ care va fi evaluat în cursul acestei vizite. Mai sunt încă două locații de vizitat și evaluat conform doctorului Raed Arafat, una dintre acestea fiind București. Din declarațiile emise în cadrul conferinței de presă rezultă faptul că se evaluează posibilitățile de interoperabilitate pentru colaborarea civil-militară în mod uzual, nu doar pentru pregătire în caz de conflict.